Louis Lorry, frații Willoughby, am ajuns la capitolul, cam greu cu mâna, 15, o tranzacție regretabilă. A, stați nițel, zise Burnaby ei când ajunseră aproape de casă. Ce scrie acolo pe placa aia? Deja se obișnuiseră cu semnul de vânzare, care a târnat de jardiniera de la fereastră și cu adăugirea ulterioară preț redus. Se obișnuiseră și să se transforme de îndată ce apăreau cumpărătorii. Jane devenea numai decât o lampă, iar Tim se ascundea sub lana lui cât ai clipi. The Duchy îi lua mai mult timp să se transforme în statuia Afroditei pentru că, evident, trebuia să-și scoată hainele și să se pudreze și să se drapeze, ceea ce dura totuși nițel. De când suna telefonul și agenta le anunța vizita unui nou potențial client, își ocupau de îndată posturile așteptând să audă cheia îmbroască. De obicei, aceste vizite nu durau mult. Uneori, potențialii clienți nici măcar nu ajungeau la etaj. Asta o cam nemulțumea pe dădacă, care se gândise chiar să-și mute statuia la parter, pentru ca toți vizitatorii să aibă ocazia să o admire pe Afrodita. Firar al naibii, strigă îngrozit Tim, alergând să vadă de aproape noul semn care apăruse peste cel vechi. Cum e posibil? Uitați-vă că asta ne-au vândut. Nu, gemul Burnaby, nu trebuia să plecăm la plimbare. Când omul pleacă la plimbare, pățește numai grozăvii, zise Jane. Vă mai amintiți de scufița roșie? Sau de bieții Hansel și Gretel? Dădaca deschise ușa și se năpusti în casă. Pe masă îi aștepta un bilețel mâzgălit în grabă. E de la agentul imobiliar, le spuse ea copiilor, cu o expresie îngrijorată. Copiii se adunară în jurul ei și ea le citi cu voce tare ce scria pe bilețel. Felicitări! Mi-a părut rău că nu v-am găsit acasă când am sunat să vă spun că vin cu un client, dar casa arăta minunat și mirosea așa de îmbietor, a biscuiți cu stafii de cred, încât clientul s-a îndrăgostit pe ea, de ea pe dată și mi-a oferit o grămadă de bani. Aveți 2 săptămâni să părăsiți casa, puteți să vă luați lenjeria intimă cu voi. Mult noroc! Nu, se jeruiră gemenii. Of, se încruntă Tim. Jane bătu din picior și izbucni în plâns. Hai să nu ne pierdem vremea cu lacrimi și interjecții. Inutile, le spuse dădaca. Dacă asta ar fi o poveste într-o carte de modă veche, cu cotor stacojiu, ce-ar fi făcut personajele noastre în această situație? Ar fi chemat șeriful, zise Tim. I-ar fi omorât pe ticăloși, spuseră gemenii. Jane continua să lăcrimeze, așa că dădaca întinse o batistă tivită cu dantelă. Ar fi făcut un plan, anunță dădaca, dar mai întâi, zise ea, îndreptându-se spre bucătărie și luându-și șorțul din cui, ar fi făcut un sufleu de lămâie. Deschise frigiderul și scoase câteva ouă, după ce băgă sufleul în cuptor, prin casă nu se mai putea merge decât în vârful picioarelor. Puțină lume știa că bocănitul ghetelor pe podea poate face orice sufleu să se plăștească, dar dacă le propusese ca de aceea sunt și atâtea persoane pe lume, cărora nu le iese bine sufleul. Deodată în hol se auzi un sunet și prin fanta cutiei poștale ateriză pe podea un plic. Nu, strigă îndurerat Tim, iarăși au scăpat cu viață. Toți se adunară în jurul lui, mergând încetişor pe vârfuri, chiar și dădaca, deși ea privind ei la cuptor, le spusese că e foarte important cât timp petrece sufleul în cuptor, iar multă lume nu știa asta și de aceea se și prepară atâtea sufleuri proaste. Tim citi cu voce tare. Dragii noștri, ha, pufniră cu toții, dar o făcătură în șoaptă ca să nu deranjeze sufleul. Vai, ce aventură! Elicopterul s-a prăbușit și pilotul a căzut în craterul unui vulcan care fierbea ca focul. Noi am fost deștepți, ne-am agățat de un rotor și am ajuns în siguranță pe pământ. N-a murit decât pilotul. Dar ce mai contează, oricum era presbiterian. Ne întrebăm dacă de nu cumva s-a vândut încă casa noastră, poate ei din cauza că avem o pisică. Vă rog să-i faceți felul. Jane privi spre pisică, torcea fericită și îi se freca de picioare. Îi facem toate felurile de mâncare, se miră ea. Ce fel ar trebui să-i mai facem? Dacă mănâncă atât, când ar mai avea timp să se și joace? Frații ei se priviră cu subînțeles, întrebându-se dacă să-i explice lui Jane ce voiau de fapt părinților să-i facă pisici. Dar dădaca scutură din cap că nu, așa că nu spuseră nimic. Au mai zis și altceva, sau așa se termină scrisoarea? Câtă răutate, cum să-i facem felul pisicii? Se revoltă Burnaby ei. Mai e puțin, zise Tim și citim. Să vă povestim ce planuri avem acum. Pornim mai departe pe cont propriu.
Nu ne mai trebuie ghizi. Vrem să urcăm un alb, unul pe care nimeni n-a reușit niciodată să-l urce. Unul plin de cadavre înghețate. Dar noi suntem echipați. Ne-am luat pitoane să ne punem în picioare și crampoane să ne acoperim capul. Păi pitoanele nu sunt de pus în picioare, zise Burnaby. Bine, am citit eu în carte despre alpinism. Pitonul este un piron pe care îl bați cu ciocanul în gheață. Am citit și o carte de care zice Bea, adăugă fratele lui. Crampoanele se pun în picioare, se prind de ghete. Și ce vor să-și le pună pe cap? Fiindcă sunt neghiob, zise Tim. Apoi, amintindu-și că dacă le interzisese să mai spună acel cuvânt, o privi cu un aer sfidător. Chiar sunt neghiob, zise Dodaca. Apoi murmură, cu ochii la scrisoarea din mâna lui, și eu sunt presbiteriană. Jane era în genunchi pe podea cu pisica în brațe. Unde o să locuim, se văită ea? Putem să luăm și pisica? Atunci sună clopoțelul cuptorului și porniră în vârful picioarelor spre bucătărie să mănânce sufleul și să se gândească la un plan de viitor.